Țanca Uraganu, interviu exclusiv despre împacarea cu fratele său joi, la știrile Canal D de la ora 12:00. Ce înseamnă pentru celebrul manelist? Familia să-i bună înțelegere, aflat ei joi, la știrile Canal D de la ora 12, într-un reportaj realizat acasă la artist. Țanca Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România. În ultimul an, cântărețul de manele s-a bucurat de un succes enorm pe rețelele sociale, acolo unde a ajuns să facă zeci de milioane de vizualizări. Piesele lui sunt ascultate și în străinătate, de către românii de pretutindeni. Și fratele său, Miraj, este tot cântăreț de manele. În ultimul timp, cei doi au ajuns să se certe în spațiul public, aruncând și cuvinte grele. Totul a început de la un scandal dintre Țanca și două vlogerițe, Rea și Tina. Ulterior, manelistul a ajuns la un conflict de proporții cu fratele său, Miraj, care lansase o piesă cu cele două surori. Astfel, Țanca Uraganu a fost foarte supărat pe Miraj, căruia i-a adresat injurii în mediul online. Boschetarul ăsta de Miraj, că asta este un boschetar de foarte mulți ani, a ajuns un gunoi, mă obligă să fac aceste postări. Un mare incult, din toate punctele de vedere. Mi-ați tot întrebat fiecare, că a făcut piesă cu specimenele alea. Nu mă mai întrebați pe mine, vă rog frumos, ce a făcut, ce n-a făcut. El este de aceeași categorie ca și ele. N-am vrut să-l bag în seamă, dar a început să posteze de mine vorbe d-astea urâte. El este cel mai mare dușman al meu de ani de zile. Vă dați seama că nu-i convine. Să-mi fata mea de că nu am proprietăți de 1 milion de euro. Caș. Și el, să-mi fata mea, Anaisa, dacă are măcar casa plătită. Să vedeți diferența, vorbim pe bune, a spus Țanca despre fratele lui, acum ceva timp. Nici Miraj nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns cu aceeași monedă fratelui său. E invidios, mi-a dat un mesaj, că de ce am făcut eu clip cu alea. Păi alea sunt femei, mă. Ce treabă ai tu cu femeile? Că știu că tu ești be. Nu-ți iau greșit cu nimic, au avut grijă de tine, de fiita, de nevastă ta. Plătește-ți mașinile, că te sună voia. Tu ai fost șoferul meu când mă îmbrăcam eu cu culea roșie și pantofi roșii. Tu îmi spălai pantofii pe vremea aia. Ești fratele meu, îmi era milă de tine. Te făceam fericit când îți dădeam 300.000 de euro. Dar tu, să-mi familia mea, ești redeclarat. Nu cânti nici bine, ești cel mai mare falsator. Tu ești un terminat, ce-ți iau greșit fetele alea să-mi dai mie mesaje proaste? Tu ești incult și când dormi, ești bolnav închipuit, a fost răspunsul lui Miraj, în urmă cu ceva timp. Țanca Uraganu și Miraj s-au împăcat. La ceva timp după scandalul colosal, cei doi frați și-au dat mâna și s-au împăcat. Când nimeni nu se aștepta, Țanca și Miraj și-au recunoscut greșelile și i-au dat uitării toate cuvintele urâte pe care si le-au aruncat. Țanca Uraganu a oferit un interviu în exclusivitate despre împacarea cu fratele său, Miraj, în săptămâna patimilor. Ce însemna pentru celebrul manelist? Familia să-i bună înțelegere, aflat ei joi, la știrile Canal D de la ora 12, într-un reportaj realizat acasă la artist.